La Giurgiu plouă în tot județul de mai bine de 48 de ore, iar de luni seara s-a intensificat și vântul care a suflat la rafală cu 14 metri pe secundă. Este și motivul pentru care s-a instituit Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în timp ce toate primăriile din județ au asigurat permanența din ordinul prefectului. De altfel, imediat ce a intrat în vigoare codul portocaliu de ploi, prefectul Nina Carmen Crișu s-a deplasat la primăriile localităților din vecinătatea municipiului pentru a verifica dacă ordinul său este respectat. Dumneavoastră cine sunteți? Ofițerul de servicii. Ofițerul de servicii, de ce nu ne-ați deschis? Ne-ați văzut pe geam și v-ați întors. Să iau cheie, nu vă lăsați în ușă. Nu o lăsați în ușă și a trebuit să mergeți să luați cheie. De cât dumneavoastră sunteți? Da. De la Comitetul pentru Situații de Urgență nu e nimeni? Eu fac parte din Comitetul de Situații de Urgență la primărie. Dumneavoastră faceți parte din comitet și ce instrucțiuni v-a lăsat domnul primar pentru noaptea asta, fie în cod portocaliu? Dacă e vreo situație, se întâmplă ceva, primesc telefon, sunt pe dânsul, pe toți care fac parte din... Păi unde sunt cei care fac parte? Sunt acasă, nu sunt toți. De la situații de urgență. De la situații de urgență dumneavoastră Doresc. Sunteți? Da. Da? V-a lăsat domnul primar pe dumneavoastră? Da. Da? Și ați, aveți probleme ceva prin, prin comună? Pe nicăieri? Cu aghetile care să le las la asta, să mă duc să mă uit în băile alea, mamon. Să vezi dacă e ceva? Da. Cu toate că am trecut pe acolo, dar vreau să mai plec în continuare. Am înțeles. Și de cât dumneavoastră, domnul vice, sunteți în noaptea asta? Da, mamă, eu și mai la poliție. Degeratul Daniel și... Din fericire, ploaia și vântul puternic de pe timpul nopții nu au creat mari probleme în județul Giurgiu. Nu au fost evenimente deosebite care să ne pună probleme nouă sau serviciilor voluntare. Sunt 4 cazuri la care a intervenit ISU Giurgiu și 10 la care au intervenit serviciile voluntare sau sunt în curs de desfășurare aceste cazuri. Sunt 2 localități fără energie electrică, Săbăreni și Florești, din comuna Florești-Stoienești. Totuși, în județ au fost câteva gospodării inundate și copaci trântiți la pământ, însă fără a crea pagube materiale, substanțiale sau victime. Sunt gospodării inundate. Avem un caz unde au fost 2 anexe gospodărești. Nu sunt probleme din punct de vedere al inundării locuințelor. În ceea ce privește municipiul Giurgiu, nici ploaia și nici vântul nu au dat bătăi de cap serviciilor locale. Potrivit conducerii poliției comunitare, luni seara, pentru o perioadă scurtă de timp, jumătate din oraș a rămas fără curent electric și câteva crengi de copaci au fost trântite de vânt. Nu sunt străzi inundate și nici probleme cu sistemul de canalizare. Codul portocaliu este valabil până miercuri la ora 2, dar vremea se menține deosebit de rece. Potrivit meteorologilor, pe timpul nopții nu vor fi mai mult de 7 grade.